Muzeul Municipal din Câmpul Lung găzduiește în această lună ca exponat Cocoșul de Munte. Ales pentru faptul că se găsește în zona de munte din apropierea municipiului, acesta impresionează prin dansul spectaculos din sezonul împerecherii. Văzut din ce în ce mai rar, la limita dintre pădurile de braz și golurile alpine, pasărea este un simbol al frumuseții din Munții Carpați. Pentru început o să vă spun că este declarat monument al naturii, fiind protejat de lege. Se întâlnește la limita superioară a pădurilor de foioase, în pădurile de conifere mai ales, și la limita inferioară a golului alpin. Penajul cocoșului de munte este cenușiu, de obicei de culoare închisă. În jurul ochilor, pielea din jurul ochilor este roșie, deși aici nu se vede foarte bine. Are ciocul puternic, asemănător păsărilor de pradă, iar coada are formă de vantai, fiind compusă din 16-18 pene, care sunt dublate pe dedesubt. Cocoșul de munte ajunge până la 5 kg greutate și până la 1 metru înălțime. Hrana sa este compusă din insecte, larve, muguri, ace de conifere, semințe și altele de acest fel. Este mai rar, este o pasăre care se întâlnește din ce în ce mai rar în mediul ei natural și pentru Câmpul Lungen, pentru orășeni mai ales sau turiștii din alte orașe mari sau mai mici ale țării, care nu au ocazia să-l vadă în pădure, în mediul lui natural, pot să-l admire măcar la noi în această stare. Ocrotit până în anii 90, cocoșul de munte, datorită protecției celor de la asociațiile de vânători, a crescut la un număr destul de rezonabil. Astăzi chiar se poate vâna cu anumite restricții.